Nu vedem încă o descreștere evidentă, adică clară, care este continuă 100% și care să spunem că lucrurile merg spre bine. La orice moment lucrurile pot să o ia și spre rău și să continue creșterea respectivă. Ne așteptăm că cel puțin în timpul toamnei și al iernii să avem un efect mai mare decât ce a fost până acum. Asta este și motivul pentru care suntem concentrați pe creșterea capacității secțiilor de terapie intensivă pe partea COVID. Pandemia n-a trecut și s-ar putea chiar să ne trezim că nici măcar nu am văzut ce este mai rău din această pandemie. Așa că persoanele... Adică poate lucrurile să devină și mai rău în următoarea perioadă. Poate perioada iernii să fie mai rău. Să nu uităm că pandemia care a fost în anii 1918-1919, nu primul val a fost cel mai rău. Normal că nu avem astfel de informații, dar noi trebuie să ne așteptăm că lucrurile pot să se înrăutățească.